Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Alupicus Maximus. Mă pregăteam să fac un video despre copacul mistic înțelept, din cauza căruia nu mai pot juca liniștit Skyrim, ci să apară melodia aia fără ca conștiința mea să fie bântuită de prezența lui omnipotentă. Când parcă o prezență mai grea, mai cu gabarit depășit, a dat join la game și a mutat atracția gravitațională a sistemului solar. O prezență atât de epică încât te poate bate în timp ce ridică 500 de kg la deadlift, îți fute gagica, își conduce BMW-ul, îți fură portofelul și tot în același timp. Bineînțeles și desigur că este vorba de Romanian Final Boss, bossul final din România. Nu ia drumul, ia-mă de pulă! Bă, dacă în 2010 mi-ați fi zis că în 2022 se spawneze unul în viața reală care zici că e copie 1 la 1 după războinicul Dimetin, aș fi sărit de pe podul Mureș, garantat. Vă dați seama, Romanian Final Boss e atât de incredibil încât există oameni care chiar îi pun la îndoială existența. Unii oameni chiar se întreabă dacă el chiar există cu adevărat sau nu. Mereu mi se pare interesant când câteodată mai ajung diversi români să ajungă mimuri internaționale. Însă trebuie să ținem cont că de data asta e destul de diferit, pentru că românul românilor a ajuns meme internațional de data asta. Prima oară când am fost spamat pe TikTok cu mimuri cu bossul final din România, am crezut inițial că era Giga Chadu. După o inspecție mai amănunțită de vreo 2 minute jumate pe Google, mi-am dat seama că de fapt nu era Giga Chadu. Se pare că chiar era un român, oarecum, care e și elvețian în același timp. Bine, nu mă îndoiesc că ceasul de la mâna lui o fi elvețian, care e și model de fitness și de câteva zile nu mă îndoiesc că ar fi model pentru foarte mulți bărbați de pe internet. Darian Vicenzo, fii atent mă că șo... Mă, ce nebun, mă! Și-o schimbat, vai de pula mea, nu se poate așa ceva, mă. Deci și-o schimbat acum anii numele de pe Instagram și-o pus Romanian Final Boss. Da, nu prea are nume de român din punctul meu de vedere, dar cine se o să judec? În sfârșit, țara noastră e promovată internațional prin adevăratele noastre valori. Forță, șmecherie, respect! Și să nu uităm de... bărbia glorioasă jetodacică. E chiar literalmente și fără da și poate ultimul boss din România. Hashtag succes, hashtag inched, hashtag mafia, hashtag beast. Imaginați-vă să vă savurați dimineața liniștiți cafeluța pe balcon, așa cu colțul ochiului, vă uitați către blocul vecin și vedeți asta la geam. Why do I want to pegging you? A, păcat că de fapt n-aș vedea trompa sfântă, că are folie din aia pe geam, de nu se vede nimica. Omul ăsta e un butoi de testosteron umblător, bă. M-aș căca pe mine să-l văd la benzinărie cum se holbează în poziția asta de mascul alfa și ochelarea de ciclop pe cap. Vă că omului meu nu-i rușine să iasă pe stradă cu mașina matriculată în Argeș, ceea ce e de respectat. Nu vreau să fiu rău sau ceva sau bulangiu succes în ceea ce faci, dar bro... La cât-i ăla ești, ai acoperit tot BMW-ul să moară Veta, nici nu știu ce model e. Uite că și-a luat veri cu mașină nouă. Bă, doare, încape pe scaunul la cât e de lat. Nu scaunul, el, la cât e de lat. Cine ai fost tu tău? Unu Vicenzo, nu contează. De ce ar fi fost tu tău? De ce te-ai despărțit de o zeitate în carne și oase? O zis fostul, nu peștele. Nu da drumul, ia-mă de... Ah, da. Ce înțeleg vestoizii când încearcă să deșifreze limba zeilor? Tipul ei. Îmi place că e TikTok-ul ăsta postat de un cont Aron Sânge Roman. nu se poate ba așa ceva. Voi vă dați seama, dacă omul ăsta ar fi umblat pe meleagurile realității noastre când ne-au invadat romanii, voi vă dați seama că probabil ar fi făcut cale întorsă și încă ne-am filmit Dacia liberă. Ce pula mea? Man, ce cu level 1 cru cu ăsta, mă? No, bun. Dar întrebarea întrebătoare e: cât de puternic e de fapt bossul final din România? Păi hai să aflăm. Romanian Final Boss versus Român Obișnuit. Dacă ești un român obișnuit, ai intrat în dungeon și ai dat de ăsta ca bossul final, ai belit pula maxim. Romanian Final Boss are toate statusurile unui român obișnuit, însă de 999 de infinituri mai mari, Românul Obișnuit pierde lupta. Romanian Final Boss versus Andrei Țâțe îi dă cu ceasul elvețian în gură până îi reconstruiește dinții de hârcioc britanic. Andrei Țâțe pierde lupta. Romanian Final Boss versus Gordon Freeman din Half-Life. Gordon are ochelari. Romanian Final Boss are vedere cu ultrafocalizare jetodacită. Gordon folosește ranga. Romanian Final Boss folosește mâinile goale. Gordon Freeman pierde. Tragic lupta.
Romanian Final Boss vs. Brânză din Casa Fostă. Aici n-are rost să intrăm în detalii. Brânză pierde lupta. Romanian Final Boss vs. Capitanul Bestie din Map 2. Capitanul Bestie crede inițial că are avantajul datorită cârligului și scutului lui făcut dintr-un capac de coș de gunoi. Însă Romanian Final Boss îl ia, îl aruncă pe Capitanul Bestie în stratosferă, îi smulge mâna cu cârlig și la târnă de cârlig ca un picior de porc la raionul de carne. Da, și se pare că a picat și costum, furnică roșie plus 2 și shuriken cu plus de la el. Capitanul Bestie din Map 2 pierde lupta. Romanian Final Boss vs. Adrian Copilul Minune. Trebuie să ținem cont că într-o asemenea bătălie și înălțimea oponenților este un factor important. Adrian Copilul Minune pierde lupta. Romanian Final Boss vs. Thanos. Chiar dacă Thanos crede că a adunat toate pietrele infinitului pentru Infinity Gauntlet, există însă două pe care încă nu le-a luat. Și anume boașele bossului român în gură. Thanos pierde lupta. Romanian Final Boss vs. Shaggy din Scooby-Doo. Shaggy din Scooby-Doo s-a bucurat de reputația de a fi cea mai puternică entitate din tot universul. Însă faptul că e cea mai puternică nu înseamnă că este și o entitate inteligentă. Shaggy a uitat că Final Boss-ul e român și s-a trezit că îi lipseau Scooby Snacks-urile din buzunar, sursa puterii lui. Tocmai și-a luat o românească și Shaggy pierde lupta. Romanian Final Boss vs. Steven Seagal. Nici măcar într-un film de căcat de-a lui nu-l poate înfrânge pe Romanian Final Boss. Steven Seagal pierde rușinos lupta. Romanian Final Boss vs. Jotaro Kujo. Bossul final nu se uită la anime, că nu-i termina ca noi. Jotaro pierde lupta. Romanian Final Boss vs. Kiriakos Grizzly. Ca și forță brută, aceștia doi se află la egalitate. Însă un lucru de o mare importanță face totuși diferența dintre puterea acestor doi combatanți, ajutorul lui Iisus Hristos. Kiriakos Grizzly este grec. Grecii au doar 9.000 de biserici în țară. În România, în schimb, sunt peste 14.000 de biserici, deci bossul final român câștigă cu ajutorul lui Iisus Hristos și al măicuței Domnului. Și ultimul duel, și probabil cel mai anticipat, este Romanian Final Boss vs. Radu Balahu. Cei mai puternici doi oameni din univers se ciocnesc acum pentru a stabili cine e cel mai tare atât din România cât și din toată simularea în care trăim numită realitate. Chiar sunt foarte curios de deznodământul acestei stați că bate cineva la ușă. Acum, cine pula mea ar putea să fie? Giga Chad? Oare a venit să-l provoace pe Romanian Final Boss la duel? Oh, nu! Se pare că chiar-i pus pe scandal că și-a activat forma finală. Vai, ghepula mea! No, la asta nu mă așteptam! Un scandal de proporții apoteotice! Eu mă duc să mă ascund undeva în siguranță, să nu fiu vaporizat de puterea imensă a acestora. Puterea lor combinată este atât de mare, încât nu poate fi măsurată de un muritor de rând ca mine. Așa că vă las pe voi să decideți cine ar putea câștiga această bătălie universală dintre Romanian Final Boss și Giga Chad. Până data viitoare, alupicus adios și sper să n-ajung victimă colaterală aici. A, da, era să uit. Vă știați că există și un Final Boss polonez? Berlinki!